Comandamentul de marți 3 mai nu a adus vești bune pentru constructorii ISPA, însă nici ei nu au înaintat raportări îmbucurătoare. Cele mai multe străzi care ar trebui refăcute nu au fost băgate în seamă de firmele de construcții, așa că lista zonelor în care nu s-a lucrat a fost destul de lungă. Tineretul, terminul CBU, nu s-a lucrat. Intersecție Xamen Isopescu, la fel. Nu s-a lucrat. Pe Mitropolii, la fel, nu s-a lucrat. Iar la intrarea metropoliei, pe noi o să facem noi acolo, demarăm lucrările de refacere a străzii. Intersecția metropoliei cu Ana Ipătescu. Cine are acolo? Pe Romul. Domnul meu. Orez domnul. Când? 10 zile. Da, s-o crezi matale. Deci vă spun, de mâine este amendă. Domnul la poliție, domnul viceprimar, gala de mâine, de mâine amendă fiecare zi. Așa se povește. De azi nu se mai îngăduie nici o secundă. Deci, începând de mâine, dacă nu sunteți la lucrare, dacă nu sunteți asfaltare, valabil și pentru Telenorom și pentru TMUCB, e valabil și pentru Pfeiffer. Domnul Piu, dacă mâine nu sunteți pe Gheorghe Doja, veți primi amendă. Rog, poliția rutieră să amendați, primăria va amenda, garda de mediu va amenda, intrăm în război, se povește. Am săturat tot să o întindem, a trecut și Paștele, a trecut și vremea, s-a pornit și stația de asfalt. Deci nu mai merge cu 10 zile, domnule, pe dată. La toate acestea mai pot fi adăugate străzile Ostra Cernăuți, Plevnei, intersecția Ana Ipătescu și cu Ion Creangă, Ighe Zbierea, Calea Unirii cu Zavodă, Aurel Vlaicu, Saturn și, bineînțeles, nelipsitele probleme de pe Gheorghe Doja. Trebuie precizat doar că nu le-am enumerat pe toate. Deci cu vrăjeală, mă scuzați de expresia neacademică, nu mai merge. Deci, încă o dată, repet, Mitropolii, TMCB-ul, cu Temrom, Aleea Alelilor, la fel, Temrom. În spate de blocul T90, Pfeiffer-ul, la fel. Mai aveți o bucată acolo, terminat, vreau să terminați. Unde nu? Da. Prefaceri, traversare, 5 metri de an, spate de blocul T90. Și pentru că, așa cum știm, scuza preferată a constructorilor este vremea rea și având vedere că prognoza pentru zilele următoare anunță posibile precipitații, edilul șef al municipiului a mai declarat. Atâta timp cât nu plouă torențial, sigur nu suntem absurzi. Când plouă torențial, nu se poate turna asfalt. Dar dacă vremea este umedă, nu e niciun fel de problemă, se poate lucra cu asfalt, se poate lucra cu beton. Și, repet, vom insista până, iată, mai avem 2 luni de zile, îi vom amenda zi de zi. Cred că se va sesiza cineva până la urmă, șefilor, vor fi dați ei afară, se va întâmpla ceva și aceste străzi vor fi reparate. Și cum disconfortul cauzat de fronturile de lucru deschise, sucevenii s-ar putea să aibă de suferit și în ceea ce privește alimentarea cu apă. Am primit acum câteva minute de la TMUCB o listă de 22 de lucrări care țin de rețeaua de distribuție a apei și aceste lucrări, în momentul executării lor, vor afecta parțial zone ale municipiului Suceava. Noi vom face o programare astfel încât să optimizăm pe cât posibil noaptea și să facem în așa fel încât să suprapunem și disconfortul să fie cât mai mic. Urmează a fi stabilit exact modul în care constructorii vor interveni. Mai trebuie precizat faptul că reprezentanții firmelor de construcții nu s-au arătat foarte impresionați de avertismentele lansate de municipalitate. Probabil că amenzi zilnice în valoare de 25 de milioane de lei vechi nu înseamnă foarte mult pentru ei. Însă trebuie avut în vedere și faptul că aceștia mai au de primit și anumite sume de bani de la primărie. Pe unele componente, aceste sume ajung chiar și la 1 milion de euro. Iar dacă municipalitatea va bloca plata, s-ar putea ca acest aspect să-i neliniștească totuși pe constructori.